Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a trimis pe Iisus Hristos, pe Fiul Său. Iată, observăm dragostea imensă a lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. Atât de mare încât trimițându-L pe Fiul Său, de fapt l-a trimis la moarte. Iar prin moartea sa jertfitoare, noi avem viață. Onorat să fie Domnul pentru aceasta. Această seară, dragilor, din nou avem o expresie a iubirii lui Dumnezeu arătată față de noi prin faptul că pe fiecare dintre noi ne-a ajutat să ajungem aici. Ne-a dat putere, ne-a dat sănătate, ne-a ocrotit pe drum să ajungem cu bine și mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a dat putere să fim aici. Este din nou o expresie a dragostei lui Dumnezeu. Ne-a ajutat să ajungem aici ca să auzim despre El, să auzim despre dragostea Lui, să auzim vestea cea bună, faptul că Iisus Hristos nu dorește moartea noastră, moartea celor care sunt păcătoși în vremea de astăzi, ci Domnul vrea dimpotrivă să ierte, să-i spele prin sângele Său cel Sfânt și să îi mântuiască și să le mântuiască sufletul. Iată dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, aș dori împreună cu toții să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste, că ne-a ajutat să ajungem aici și să-L rugăm împreună cu toții pe Domnul ca Domnul să lucreze în această seară în mijlocul nostru, să ne binecuvinteze prin tot ceea ce se va face aici, prin cântarea de laude, prin versuri de poezie, prin vestirea Evangheliei, să auzim din nou lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, să auzim din nou despre dragostea sa care cucerește inima omului și care aduce mântuire în viața noastră. Haideți așa cum stăm în picioare să-i mulțumim Domnului într-o rugăciune și apoi să cerem binecuvântarea Domnului peste tot ceea ce va fi în această seară în mijlocul nostru. Amin.